E greu să te decizi atunci când vezi toate formele de violență care se manifestă asupra copiilor, care formă să o adresezi, pentru că unele provoacă o reacție imediată asupra copiilor. Altele, din păcate, nu se văd ca un impact a doua zi sau a treia zi, ci doar în câțiva ani. Violența verbală este una din formele cele mai grave, spunem noi, de violență, chiar dacă ea nu este vizibilă, nu este tangibilă. Nu putem sesiza așa cum se întâmplă în alte forme de violență. Însă ea, violența verbală, lasă urme pe termen lung, urme care uneori le sesizăm abia după ani de zile, când copilul nu își mai îndeplinește potențialul la care ar fi ajuns dacă nu ar fi fost supus unor astfel de forme de violență. Violența verbală, în primul rând, trebuie recunoscută. Trebuie să știm că ea există, pentru că de multe ori noi, dar și profesioniști în domeniu, nu recunosc corect această formă de violență. Experiența a arătat că la o primă inițiativă de a identifica cazurile expuse violenței, doar unul din două cazuri au fost identificate corect și abia după o formare îndelungată, după utilizarea mai multor metode, profesioniștii încep să recunoască toate formele de violență, inclusiv violența verbală. Violența verbală trebuie sancționată. Și atunci când vorbim de sancțiune, vorbim de a lua atitudine. Deci, în primul rând, o recunoaștem și o reclamăm. O reclamăm prin a atrage atenția, prin a sesiza, prin a pur și simplu spune celui din fața noastră că ceea ce tocmai s-a întâmplat este o formă de violență care afectează dezvoltarea copilului. Odată ce ea este sancționată de majoritate, ea tinde să nu mai fie o normă socială. Ca atare, dacă toți am luat atitudine, probabil că violența verbală ar capăta cu totul și cu totul alte dimensiuni, care ar putea fi și mult mai ușor adresată și categoric mult mai puțin copii ar suferi de pe urma ei. Ar fi un mesaj tradițional, dar un mesaj care cred că este foarte adevărat pentru semenii mei. Noi spunem, copilul este bucuria noastră, copilul este viitorul nostru. Ai grijă de el, protejează-l. Poți să faci asta în primul rând protejându-l de tine, atunci când ești supărat, când ești agitat, când ești necăjit, când nu ai soluții la toate problemele curente care se pot